Ia uitați ce frumos începe vlogul de astăzi. Vedeți acolo o plantă leșinată. Și un termostat pe jos. Și o pisică. Uite, așa începem vlogul cu o plantă dărâmată. Faza este că pisicile chiar nu dărâmă chestii și sunt super atente, doar că Sătanela aici de față a alergat-o pe Isis. Isis de obicei sare și nu mai sare nimeni după ea. Doar că nu știu exact ce s-a întâmplat, dar în momentul în care a sărit, nu știu, nu a estimat bine distanța și a căzut, uite așa, a dărâmat planta și acum s-a liniștit toată lumea. Bună dimineața la cafeluță în pregătire a doua pe ziua de astăzi. Vreau să vă arăt că mi-am dat comandă de capsulele astea, nu de la Nespresso, e ceva ediție limitată și mi-am făcut azi dimineață o cafea din asta, e cu praline și se simte. Asta e cu zmeură și asta e ceva cu fructe roșii și cereale. Îmi plac edițiile astea limitate. De la Nespresso mereu apar tot felul de arome noi și abia aștept să apară cele de Crăciun, pentru că de obicei, din câte îmi aduc aminte, sunt tot felul de sortimente super bune. Și astea sunt făcute în colaborare cu acest Pierre Hermé, presupun că este un guru al cafelei. Și am aici un colet pentru Andrei. Eu a ajuns astăzi, după aproape o săptămână. Și ia să vedem. Hai, întoarce-te un pic. Am venit de aia. Tu ce mi-ai zis că am venit de aia? Andrei în curubă, ca Ai să timp de aia? înțelegeți. Ah, iartați-mă pe mine că stau în peleu gol în casă. Vai, deci chestiile astea sunt oribile. Ia să vedem. Hai! Wow. Sper să-ți fie bun Și eu sper că dacă nici acești. ăștia nu sunt buni, nu mai îi trimitem înapoi și ne Și-ți recuperăm mai eu. e o mărime. Nu mai am eu nicio mărime. Renunț complet. Și-o comandat Andrei săptămâna trecută. O pereche de Vibram, Vibram Five Fingers și nu știu ce o calculat el și ce o citit, dar și-o luat cu două sau cu trei numere mai mari și evident că erau super mari. Și acum și-o comanda mărimea lui. Și aici este pe ia să vedem. Alol, ăsta e prins. Alol! Ce s-a prins aici? Wow! Vai, ce Adidas ciudăței! Ah, wow! Vezi că ai niște instrucțiuni acolo Stai să pe... plec. Trebuie să mă uit la niște instrucțiuni, că nu sunt atât de retras. Să nu pot să-mi dau seama că... De ce? Stai. Păi unde ți-e degetul aici, domnule? Am intrat aici două degete. Ah, ok. Trebuie să mă obișnuiesc să-mi bag degețelele, cartofiorii. Ar fi trebuit să ții și șosete. Șosete? Ne. Ce faci, Sătănel? Nu strica asta, că poate trebuie să-i trimitem înapoi, dacă nu ești bun. Ce facem? Să vezi ce fac până mă obișnuiesc să mă fac. Ce cade lângă zoom. Vai, ce urăței sunt! Oribil mi se par ăștia. Și eu și super scumpi. Adică, nu știu, mă rog, super. De fapt... Nu, sunt ca o pereche normală de Adidas. Oferul ca preț acum cu reducere Cu și tot. reducere, dar fără reducere îți vreo 800 de lei.
Dar ci că sunt top pentru alergat, pentru fitness, pentru mers, pentru toate nebunile. Vai, ce urâței sunt. Ăștia-mi iau mâine. Unde, Andrei? Ei mergi cu ea la teatru, da? Pentru că noi asta vom face mâine. Mergem la teatru. Wow. Dar sunt destul de comod. Păi, Adică sunt foarte mă comod. gândesc că pentru asta sunt făcut și să... Eu știam de aceste chestii de mai de mult, doar că n-am văzut niciodată cum arată în realitate și Andrei l-a văzut pe un domn la sală și a zis, ia să-mi iau și eu din aia. Oricum, adidașii pe care i-are acum la sală îți Hei! vechi, rupți. Ce faci, domne, îi speria pisicul? De ce te-ai speriat, tată? Vino, bate! Că surâs de aia. Ce mă, tata? Unde te duci? Ce s-a întâmplat? Vino, tata! Tu, brumușelule, ce s-a întâmplat? Hai, nu, cu acela, tata. Ce te-ai speriat? Hai, tata! Tu, fricosul, tata! Sperios, Stai cine ești? să venim aici cu detalii. Da, foarte dubioșei. Wow. Să-i folosești cu plăcere, suflet, și cu spor la sală. New shoes, who this? Am venit și pe degetele. În cazul în care sunteți interesați de astfel de, nu știu cum să îi numesc, papuci de sport, noi am luat de pe e-pantofi pentru că Nu acolo aveau, îi găsești. nu, aveau și preț bun, că aveau reducere și au fost 560 de lei și pe Zalando, de exemplu, 800 de lei. Dar pe pantofi e brandul ăsta, Vibram Five Finger, și există și șosete speciale pentru astea, dar sunt super light, super ușori. Și o altă chestie pe care voiam să vă o menționez, tot așa în cazul în care sunteți interesați, să știți că sunt true to size, nu? Adică Da. dacă porți 43, îți iei 43, nu-ți iei 46 cum 45. 45 să-i luate. Pentru că tabelul ăla de pe e-pantofi îți indica complet, neștiind exact. Dar nu e ca și cum îți cumperi o pereche normală de Adidas în care îți bagi picioarele și așa, cu degete. Și m-am uitat și zic, hai să măsor, deși știam ce dimensiune am la... Ce asta, tată? Vrei să bagi lăbuța? Și m-am măsurat picioare și m-am uitat după ea în tabelul ăla de măsuri. Și era 45 și ar trebui să-mi vină foarte fix pe picior. Și zic, ok, hai că-mi iau 45 să văd. Și când mi-au venit, erau două mări mai mari. Și zic, ok, cu story. Da, ideea este că e indicat să îți măsori talpa ca să vezi Și are, adică dacă cauți exact cum să... măsura și să îți dai seama. Dar Dacă te mie mi se uiți par la ei... standard, adică n-ar trebui să fie mare diferență. Da, sunt super light, cred că sunt și super comozi, dar sunt urâței, frățică. Urâței, urâței. Nu să rătei dublele. Uite că aici ai cu locked, unlocked, nebunii. V-Train Fitting Tips. Uite, așa arată adidașii de sală pe care i-are acum Andrei. Da, mă uitam că gen talpă, uite la asta, e mult mai vezi, e mult mai ok. Adică nu s-a tăcit foarte mult, în schimb la asta deja a intrat în soul. Să vezi că e ceva.
și aici am făcut să mai un pic și chiței și aveam, vibram no fingers. Da, ideea este că din păcate nu putem să-i donăm, nu știu să ajungă la gunoi. Nu știu, ai spus că și repede, că par ok. Ce ești, mama, așa în alertă? Ce e acolo? Un pisic. Hai, fuga că nu-i voie. Nu-i voie. Ia să vedem. Hei, ochișor. Vrei să ieși? Hai că-ți pun și de mâncare. Haide. Haide, mama. Ok, din păcate e super mega speriat și am avut o tentativă să îi deschid cușca și asta s-a întâmplat. Asta oricum e super sperios și să dureze puțin până se va adapta la noua căsuță, dar cine să le amțesc că să-i ofere timp, răbdare și oricum aer, o pisică. Dar în momentul în care am deschis ușa, s-a dus aici, au dărâmat orhideele, au mai dărâmat toate cele. Prima a fugit pe aici, țaca, țaca, țaca și s-a urcat până acolo. Și evident că tot ce era aici pe rafturi a zburat. Și motivul pentru care pun păturica asta așa peste cușcă e să nu se sperie. Cred că îi oferă puțină siguranță și aștept să vină să-l ia, să meargă la târgoviște. Prânzul meu, prânzul lui Andrei de la Javu și mai întâi, adică mai târziu o să mănânc și niște casane, că nu am mai apucat să-mi fac. Aici te uiți la asta. Life with cats. Și catching cats. Să știi că-s Spuderman. Mănâncă? Nu știu că nu mănâncă sărăcuțul. E super speriat. I-am zis și fetei Olea că o să dureze puțin. Și vezi că are răbdare și că e ok. Să rămână până diseară încă vreo 3 ore aici. Pentru că altfel ar fi stat prin mașină, prin București, se plimba pe drumul. Doamne, ce bucurie că de acum vine Zebra Cat la mine, pentru că s-au lansat în aplicații și sunt disponibili pe aplicațiile de livrare. Eu am comandat acum prin TAS, pentru că este livrarea gratuită pentru clienții Genius. Și mi-a dat un peanut latte super bun. Hai să vedem ce face ochișor. E super speriat sărăcuțul. I-am pus să și mănânce, dar nu, sufletul. Să fie bine, mama. Nu, suflet. Nu mai fi speriat, mama. Nu se întâmplă nimic rău. Mi-am pus să și mănânce, nu mănâncă, stă acolo, sărăcuțul. O să dureze puțin până o să se mai liniștească și o să se acomodeze. O să fie la căldurică. Și să ne vedem puțin și la față, sau mă rog, să mă vedeți voi pe mine la față, că trece ziua și ar fi și păcat să treacă machiajul ăsta nefilmat aici în Igustairi. Mi-am comandat acest peanut latte. Peanut bubble tea și este delicios. Parcă bei Snickers. Foarte bun e ăsta. Și mă bucur tare mult că Zebra Cat e acum disponibil pe aplicații. Cam atât, momentan nu prea știu ce să vă zic, că am avut așa ziua asta destul de agitată, în vedere că l-am prins și pe ochișor. Nu a fost foarte
ușor, ca să zic. De fapt, nu că nu a fost ușor, că am ieșit afară, a ieșit frățiorul lui, super curios, super sociabil. Și când am dat să plec, a apărut și ăsta, ne-am pus de mâncare, a venit și în timp ce mânca am reușit să-l înșfac, l-a băgat în cușcă, nu s-a zbătut, nu a avut nicio problemă. Și l-am adus în casă și ne-am pus păturii cu ăsta, ca să se simtă mai în siguranță. Și aștept să vină după el să schimbe și el domiciliu și mai rămâne cel cu mască să îi găsesc o căsuță. Am făcut adineauri o postare pentru el pe Instagram și sper să nu mai dureze foarte mult și să ajungă și el la căsuța lui. Ce faci, Cionc? Știi că e un pisic mic acolo? Da? Pisicele din casă sunt neașteptat de liniștite. Mă așteptam să meargă la ușa aia de la bucătărie să înceapă să zgârie și să nu se miște de acolo, dar sunt neașteptați de cuminți. Set. Deci a dus maimuțoiul ăsta în pat. Asta este maimuțoiul cu care a venit el la pachet și e cam singura jucărie cu care se joacă. Uite. Am vrut la un moment dat să îl arunc, având în vedere că e rupt și iese puful ăsta. Dar când îl văd cât de entuziasmat e și că se joacă cu maimuțoiul ăsta, mi-am zis că îl păstrez până s-o dezmembra de tot. Uite. Asta e jucăriul lui de când era mic. A venit cu el la pachet. Ce faci, ochișor? Uite ce speriat. Ai rămas și vreo jumătate de urechiu și ce Ei, s-a nici întâmplat? chiar jumătate, a rămas fără vârf. Ce s-a Cine întâmplat, știe ce oare? la mușcă de urechi? Absolut. Nu se întâmplă nimic, mama. Îți schimb domiciliul și o să fie bine. Tumoc. E speriat, da? Multe sunete, multe chestii, e și transpirel. Deci eu până la neftis nu știam că pisicile transpiră. Mai știi ce transpira neftis? Lăsa baltul unde stătea. Ești entuziasmat? Da. O să fiu cetățeanul ăla din sală care poartă Tu cu chestiile. celălalt domn care are Vibram? Da. Știi care e partea interesantă? Că eu sunt doar ciudățel. Ăla e un ciudățel cu un G clasă. Ia zi, suflet, aici, la din fața sălii, cum sunt șoșonii? Super blană, sunt confortabil și într-adevăr, nu știu dacă e doar chestia de placebo sau așa, dar după ce îi porți, îți dai seama că e complet altă senzație. Nu știu cum să te explic exact. Se simte diferența când pui o pereche normală de încălțări, în care nu când calci și pășești și mergi și așa, nu-ți arcuiești laba piciorului, ca să zic așa, nu calci pe deget, nu-ți se arcuiesc ca lumea. Că ai talpa dreaptă și nu e mulată. Ok. Și cu ăștia când mergi, mie nu mi-a, adică, ai citit la un moment dat un review că zicea că e destul de greu să te acomodezi să mergi cu ei la început și așa.
Mie din contră, mi se pare că e mult mai cursiv să mergi, ca să zic așa, e mult mai natural să mergi cu alea, să calci și să-ți arcuiești degetele exact cum ar trebui. Nu știu, e... Până nu încerci să le vezi, nu poți să îți dai seama la ce mă refer și așa, da? Da, parcă aveai și cărticica aia unde erau niște indicații, recomandări, gen... Da, dar ăla mai mult, ăla mai mult cred că e gândit pentru alergat. Ah, ok. Că ei, overall, sunt gândiți, bine, au mai multe, din ce am observat, au pentru mai multe domenii. Au inclusiv din ăștia care sunt impermeabili, din aia cu care intri în mare și gen faci trekking. Au și din ăștia pentru mers oarecum în pădure și mers pe drum forestier. Au și pentru alergat, au pentru mai multe chestii și asta. Eu nu am ales o pereche anume, eu am ales după cum arată ca model. Și asta, am vrut un model care să iasă un pic mai în evidență. Și ăștia nu i-am văzut în prima dată, nu cred că îi aveau. Ori n-aveau mărimea, ori nu știu, nu i-am văzut eu. Și au foarte, mie mi se par foarte confortabile, overall. Și îmi plac la nebunie. Și acum, da, într-adevăr, simt că te obișnuiești să calci și să-ți arcuiești, să calci pe degete și când ridici talpa, nu ridici cu totul. Ai călcat pe talpă și te ridici de pe degete, cum ar veni și asta. Și acum când m-am încălțat, e un pic ciudățel să... Dar n-am. E să adina și până la urmă. Ciudățel. Dacă valorează overall cât ar fi preț întreg pe pantofi 800 și ceva de lei? Nu cred. Nu cred că ar merita atâția bani. Undeva pe la 500 de lei pentru... alergat pentru antrenament, la sală, pentru activități din astea în care presupune să îți folosești picioarele, da, merită. Am să vedem și cât ori rezista overall ca asta. Și mă rog, ăștia mei nu prea au protecție deasupra. Adică au niște chestii, de niște bulinuțe de silicon pe ele, mai mult ca design. Nu îți protejează piciorul ca un... Adidas normal când te lovești, adică n-ai cushing-ul ăla, ai doar din ce material e fabricat, care e destul de subțire overall și asta. Și am dat cu piciorul de o ganteră și am simțit. În schimb, talpa, da, ai talpa clasică de cauciuc. Băi, suflet, ar trebui să te lasi pe tine să faci review-uri pentru că 3 ore ai trâncănit în continuu. Nu 3 ore, Doamne ferește, 3 minute. Da, nu știu, e o chestie de care eram și entuziasmat de când i-am văzut și asta. Culmea e că, și că vorbeam și cu Cătălin chestia asta când l-am întrebat cu el de părere și eu sunt exact invers, la mănuși iarna nu am din alea pe degete, am mănușă care e întreagă și culmea e că e la mâini. Unde ar adică din alea ca pe vremuri, mittens. Da, se numesc mittens. Iar la picioare acum pentru antrenament mi-am luat Adidas cu degețele, când ar trebui să fie cu totul. Sunt un pic pe invers. Hai să mergem, că după aia ne pune asta să plătim parcare. Hai să mergem, că e 9:30, vreau să-mi fac și castane. Uite-l pe Ochișor. O ajuns acum 15 minute la Târgoviște. Uite sufletul. L-a luat și în brațe și stă și... Bine, cred că încă e crispat, încă e speriat. Nu, sufletul. Hai, da, let's go. Bun, ne vedem mai târziu. Yay! Na poziție, pe pisic. Ce faci, mama? Hai, mângâie ce-am căpusul. Trebuie să avem și pe Isi, silently judging. Ce-l avem pe pufășin, ce-l avem pe sătănel. Nu mă mușcă, mama. Ia.
Bun, deci nu am destul de facem aici, însă și pe partea cealaltă, nu? Dar suntem cionc pe ambele părți, doar pe parte. Uite, uite. Ne știți? Nu te-ai for camera. Opa. Ce faci tu, Isis, tu? Asta este perna cu care am aruncat azi dimineață după set. Pentru că la 7 l-au apucat. L-au apucat mie unatul și zgâriatul. Să sună pe fratele. Nicolae. Nu mai vrei. Hey, creamy sneakers. Ziua, am fost la veranda, am fost la Carrefour să iau primii sneakers, am fost să luăm un tort și am zis hai să mergem până la restaurantul lui Scarlatescu, pentru că de fiecare dată trecem pe aici și îl văd, apare închis și acum am intrat, se fac pregătiri de Halloween și l-am întrebat pe băiatul ăla dacă e deschis vreodată, ăsta e când nu se mai vede nimic. Dacă e deschis, vreodată. Hai, și cică s-ar deschide de săptămâna viitoare. Dar să vedem. Păi ce dezamăgire. Da, s-a mai dificil. Viitoare, omul ăsta niște programe de... S-a fel ca și cu cel casulet în care... A, ăla cu casolet mare, mare fail. Am încercat anul trecut să comandăm de la casolet și efectiv nu mergea site-ul. Am sunat la ei, am dat de niște oameni care nu aveau niciun chef de socializat, de vorbit, de comunicat. Și acum s-a deschis restaurantul ăsta, dar e deschis de câteva luni și conform Google e deschis doar lunea 24 de ore. Dar săptămâna trecută am trecut pe aici și părea deschis, dar aparent nu-i deschis, că se deschide de săptămâna viitoare, nu mai înțeleg absolut nimic. Andrei nu e deloc entuziasmat, încântat de ideea asta, pentru că de fiecare dată când trecem pe aici, mă uitam să văd dacă e deschis, poate, poate. Ok, nu îți faci față ca bucătărie, nu mai pune 40 de metri. Vai, ce dezamăgire! Aparent este o aventură să vrei să mănânci la un restaurant, la Chef Scarlatescu aici e închis. Deci restaurantul ăsta e un mister pentru mine în momentul de față. Și am zis, hai să mergem acolo, în spate, la The Mark. Ne-am așezat la masă, a venit ospătarul și a zis că... Și uite, reclamă la casolet. De unde n-am avut noroc să comandăm. Da, și ne-am așezat acolo la masă, a venit ospătarul și a zis că pentru mâncare durează foarte mult, peste o oră, că avem mese foarte mari. Erau 3 sau 4 mese. Dar în fine. Și am zis că nu stăm, asta e fail. Ia uite ce sinistru. Tu vezi ce e în casa aia? Wow.
Da, așa că mergem acasă și încropim ceva acasă. Ok, hai să vedem dacă avem noroc aici la... la atelierul de tarte. Hai că am găsit aici masă la atelierul de tarte. Am și comandat. Am comandat ceva special, care în mod normal are și ou pășat. Și am zis, musai fără ou. Și acum aștept. Musai fără ou. Și după asta o să mergem acasă și eu vreau să mă duc și la ce vreau și în vizită, să văd dacă mai am. Și pe urmă de seară mergem la teatru și la ziua unei prietene, pentru care ne-am dus să luăm tort de la veranda. Ce spui? Ce? Ce? Auzi, mi-am dat seara seama, având în vedere ce riguros ai făcut adidasilor de la Fibram, că aș putea să te las cu tine să faci lucruri și la crema aia de la Bioderm. Da, nu cred că o să vă plăsesc, pentru că e ok. Atât? Da. O să zici că e ok, Andrei? Da. Dar tu observi că nu mai ai acne aia atât de... Da. Da? Ești mulțumit? Da. Și de asta am zis că e ok. Și rugai să zici că e fantastică și că în 3 zile ți s-a ameliorat foarte mult. E bombă crema aia, dar revin eu cu un review mai amănunțit. A venit prima parte și ăsta e un fel de aperitiv. Ce se întâmplă? Biluțe de bri. Așa. Și pâinica asta este ceva extraordinar, e delicioasă. Super mega bun. Ne-a venit și mâncare. Mi-am luat aici un sandwich croc, ceva musai fără ou poșat. Aici aș luat Andrei pui în dulceață de ardei iute. Cuscuș. Cuscuș. Și aici avem guacamole care nu este în meniu. A, uite acum văd ce drăguț o a făcut aici Radu. Și camembert cu pare. Da. Just pe rost chestia asta. Vai de capul meu. Wow, deci chestia asta albă este ceva delicios. N-am mai mâncat niciodată, n-am, e ceva cu alune. Cu alune, dar așa mi se pare că e și ceva cu brânză, cu cașcaval. Nu știu exact. Sunt curioasă cum e asta, deși eu aveam senzația că e ceva mai micuț. Da, zice. Cred că e un pic cam multă mâncare. O să stăm puțin până terminăm aici. Și mai vreau și tartă din aia cu burtui să iau acasă. Eu nu prea pot să mai mănânc pentru că m-am umflat și cu aperitivul sau ce era. Mănânc și ăsta. Ăla e pară, nu? Da, e pară și camembert. Andrei a lăsat cuscusul deoparte și faza amuzantă este că el are traume cu cuscusul de la KLM când am fost prima dată în Amsterdam, a doua oară. Două oară, cred. Da, am primit de la KLM cuscus. Mie mi-a plăcut, dar ceva nu mi-a plăcut lui Andrei și de atunci a rămas așa cu niște mici traume. Și culmea este că lui Andrei nu-i place avocado, dar îi place foarte mult ăsta. Ce voiam eu să mai spun? Nu mai știu ce voiam să mai spun. Am desfășurat ce e pasta asta. Este tahini. E pasta de susan, dar super bun. Eu n-am mâncat până acum. Adică cred. Cred.
că asta e. Hai că mai mănânc o gură din asta și cer la pachet, că nu vrei să arunc și până mă trec la asta. Bună ziua, vreau să aprind această lumânare parfumată de la Bath & Body Works și cu ocazia asta să vă dau și o veste bună. Așteptarea o lua sfârșit și acum Bath & Body Works ajunge în toate colțurile țării pentru că s-a deschis magazinul online, așa că dacă vă interesează o lumânare din asta parfumată sau alte produse de la Bath & Body Works, să știți că au acum magazin online. Acum doarme micropisica, cum i-a spus Sigina. E atât de mititică Isis și o mititică fandosită. Tu ești o micropisică, într-adevăr, da? M-am așezat aici ca să îmi curăț pensulele și să vă mai spun despre activitățile zilei de ieri. Am fost în oraș, după cum ați văzut, și apoi am ajuns acasă. Am fost la Picioruș în vizită, care este foarte vioi, este un pisic extraordinar. Și pe urmă am fugit repede la teatru. Ne-am dus la o piesă care se numește Gara. Am fost un grup mai mare și părerile au fost împărțite. Ce vreau să vă zic este că această piesă de teatru, Gara, este de fapt un musical, nu scrie pe nicăieri treaba asta și dacă citești descrierea, pare interesant. Nu pot să zic că m-a dat pe spate, însă la un moment dat m-a bufnit un plâns și plângeam acolo. Andrei se uita la mine și nu înțelegea ce am pățit. Apoi mi-a zis că el nu înțeles absolut nimic și că nu s-a prins care-i faza și despre ce era vorba în piesa de teatru, în acest musical. Dar nici nu știu cum să descriu. O să încerc să fac așa un mic rezumat, dar cel mai bine este să citiți puțin pe internet ca să vă faceți o idee despre piesa asta de teatru, cu mențiunea că este un musical și chestia asta nu scrie niciunde. Ei bine, este vorba despre o situație. Ideea este că se adună 12 personaje într-o gară, acolo are loc toată acțiunea și acești oameni așteaptă un tren care întârzie să apară și nu mai apare deloc. Și ideea este că fiecare personaj își cântă o poveste, niște gânduri și sunt așa niște destine, niște personaje care se află acolo pe peron așteptând trenul care nu mai vine. Și din ce am înțeles eu, ca să vă zic așa, e că aceste personaje aspirau la ceva și ori devenit altceva sau, mă rog, destinul a avut alte planuri cu ei. Și momentul în care am început să plâng a fost momentul în care a apărut un clown și cânta despre viața lui. Un om a ajuns la bătrânețe care toată viața a muncit și a făcut o grămadă de lucruri și într-un final a ajuns să fie un clown, să supraviețuiască și, nu știu, m-a mișcat partea aia și am început să plâng. Și ca o mică paranteză, știți că machiajul a rezistat, mă așteptam ca în momentul în care ies de acolo să mi se fi întins tot machiajul, dar nu a fost cazul, ceea ce e bine. Înseamnă că setting mist-ul de la Nimia și-a făcut treaba foarte bine. Și am mai plâns la final, pentru că la final era un cântec despre un război. Toată acțiunea se întâmplă în timpul bombardamentelor. Și, mă rog, mi se pare un subiect destul de sensibil. M-a emoționat toată povestea și poveștile oamenilor care așteptau
trenul care nu mai venea. Dar nu pot să zic că m-aș mai duce o dată la piesa asta de teatru. V-am zis, ce mai bine este să vă uitați puțin pe net să vedeți despre ce e vorba. Așa, toată piesa asta este prezentată foarte frumos, dar v-am zis, să țineți cont că este un musical și nu pot să zic că sunt mare fan musical-uri. De fapt, sincer, evit să mă uit la astfel de lucruri. Drept urmare, nu m-am uitat nici măcar la 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 Land, parcă așa se numea. Și mai sunt câteva musical-uri super, mega lăudate, faimoase, premiate, dar eu nu pot. În schimb, piesa de teatru a fost ok, într-un final am înțeles mesajul și cred că fiecare om poate să-și facă așa o idee și fiecare om vede lucrurile din perspectiva sa. Nu zic că e o piesă de teatru foarte proastă, nu pot să zic nici că e ceva senzațional. Poate că dacă nu era musical, vedeam toată povestea asta cu alți ochi, dar cred că mai mult s-au bazat pe emoții, pe mesajul transmis. Dar a fost o activitate de sâmbătă seara, ca să zic așa, o activitate pe care n-am mai făcut-o. V-am zis că am fost un grup mai mare și pe urmă, după piesa de teatru, ne-am strâns la cineva acasă pentru un mic party. Am ajuns acasă pe la, nu mai știu, pe la 2, pentru că efectiv muream de somn, Andrei a mai rămas și eu am venit acasă până m-am demachiat, mi-am făcut lumea de skincare, am mai stat puțin pe aici, se făcu 3 fără un pic și azi dimineață m-am trezit că s-a schimbat ora și acum e 1:30, practic, teoretic, ar fi 2:30. Și după cum se vede, eu îmi curăț aici pensule, capodopera de astăzi mi-am făcut-o, am fost și la pisici afară. Voiam să vă mai dau așa un mic update despre pisici și despre toată activitatea asta. Știu că am vorbit foarte mult despre subiectul ăsta. Este un subiect care mă consumă foarte tare și vineri când l-am dat pe pisicuțul cu ochi diferit spre adopție. M-am consumat foarte tare. Mă simțeam super obosită la finalul zilei, de zici că am fost și am dat toată ziua cu sapa în câmp, dar este o activitate care mă consumă și dacă faceți și voi treburile astea, cred că știți despre ce vorbesc. Și acum îl mai am pe micul Zoro, o să las și aici o poză, că poate cu puțin noroc ajunge și el într-o căsuță cât de curând. Eu îmi doresc tare mult să îi găsesc o căsuță și lui cât mai repede posibil. Și planul pentru săptămâna ce urmează este să încerc să o prind pe Mama Cat, să o duc la sterilizat. Și o să fac o mică paranteză referitor la sterilizare. Acum în București este o campanie de sterilizări gratuite. Acum nu știu exact cum se procedează, pentru că din ce am citit, treaba asta se face doar în weekend și ca să ajungi acolo trebuie să îți faci programare în timpul săptămânii, să vezi când poți să te duci cu pisica. Este un program în București și are ca scop prinderea și sterilizarea pisicilor comunitare de pe stradă. Și momentan este la Parcul Circului, în cazul în care vă interesează, în cazul în care aveți pisici pe la bloc pe care vreți să le prindeți, să le sterilizați dacă puteți. Și o să încerc să sun și acolo, să văd care-i treaba. O să mai încerc mâine să sun la un cabinet care la fel se ocupă cu sterilizarea pisicilor maidaneze, pisicilor de pe stradă. Gratuit, dar țin să cred că chestiile astea gratuite au o întârziere și nu poți să îți faci programarea de pe o zi pe alta, dar o să sun și acolo să văd care-i treaba și când aș prinde un loc, ca să zic așa, pentru Mama Cat. Și dacă nu, cel mai probabil o să mă duc la o altă clinică care face acest tip de operație, este o tehnică specială, vă spun imediat.
Și am sunat ieri, de exemplu, să întreb care sunt costurile și ce implică și mi-a zis că ar trebui să sun cu o zi sau două înainte să fac programarea, așa că mâine vreau să mai sun și la GreenVet, clinica care se ocupă de sterilizări gratuite în București și să văd cum fac săptămâna asta. O să vă țin oricum la curent. Dar despre tehnica pe care am menționat-o puțin mai devreme, se numește keyhole și este o incizie minim invazivă prin care se sterilizează pisicile. Cred că este o tehnică nouă și nu toți veterinarii o practică și nu toate cabinetele au tipul ăsta de operație, operație minim invazivă și mie, sincer, asta mi se pare cea mai potrivită, mai ales pentru pisicile comunitare, pentru pisicile de afară. Pentru că operația asta nu este una super ușoară, nu știu, la motani e mult mai simplă castrarea, însă la femele există operația asta prin care trebuie să taie burtica, să scoată tot acolo, să închidă la loc operația și așa mai departe. Dar prin tehnica asta keyhole se face o incizie foarte, foarte mică și dacă o să căutați pe net operație pisici keyhole, o să vedeți acolo niște imagini ca să vă faceți o idee cât de mică este operația asta. Și partea bună este că recuperarea este mult, mult mai rapidă și spuneam că mi se pare mult mai potrivită o astfel de incizie, mai ales pentru pisicile de afară, pentru că nu știu, eu n-aș putea să iau o pisică, să o duc la sterilizat, să îi taie toată burta, să-i coase acolo toate chestiile și pe urmă să o repun în teritoriu cu riscul că se desface operația, că se poate lovi, se poate infecta. Așa, prin incizia asta mi se pare mult mai safe, mai ales pentru pisicile care sunt repuse în teritoriu. Dar vreau să fac chestia asta pentru că tare mie că pisica asta intră din nou în culdur și o să mai toarne o rundă de pui, așa că vreau să previn lucrul ăsta și să fac toată treaba asta. Vă țin la curent. Asta era informația și despre această tehnică. Eu dacă știam de ea, probabil că așa aș fi făcut și cu Neftis, pentru că țin minte că vreo câteva zile era așa mai letargică și operația a fost destul de mare, pur și simplu a fost așa tăiată pe burtică și recuperarea a fost așadar un pic mai lentă. Dar cine știe, poate că dacă știam de această tehnică și făceam treaba asta cu Neftis, Neftis nu mai era acum în casă și era pusă din nou în teritoriu, dar așa au fost lucrurile. Acum, v-am zis, o să vă țin la curent ce și cum. Știu că am vorbit foarte mult despre pisicile de afară și despre toate treburile astea, dar încerc să transmit niște informații prin care cred că fiecare are ceva de învățat, informații despre sterilizare, informații despre adopție și cam atât. Cred că fiecare face ce și cât poate, cine vrea să se implice, fie că dai un share, fie că donezi o sumă către o asociație pentru diferite cazuri sau, nu știu, adopți sau ai grijă de pisicile de afară. În fine, este o poveste destul de lungă. Nu o să mai intru în detalii. Ăsta era rezumatul pe care voiam să îl fac cu ce s-a întâmplat și cu ce plănuiesc să fac în perioada următoare. Mi-am mai adus aminte de o întâmplare tot așa legată de pisici. Vineri când m-am întâlnit cu domnul care a venit să îl ia pe ochișor, eram afară la colțul străzii și eram cu cușca, vorbeam cu domnul respectiv și la un moment dat trece un băiat și se uită și întreabă, dar ce ghemotoc de blană aveți acolo? S-a uitat la ochișor și s-a arătat foarte entuziasmat și interesat de el și am zis, gata, acum i-am găsit adoptator și celuilaltului, micul Zoro, până într-un punct în care am crezut că nebunesc acolo. Și, din păcate,
foarte mulți oameni gândesc așa, sunt foarte mulți oameni care nu au nicio empatie față de animăluțe și se gândesc că ei lasă că sunt doar niște animale, ce mă interesează pe mine și așa mai departe, ați înțeles ideea. Și ideea este că vorbeam ceva cu domnul care a venit să îl ia pe ochișor și ziceam că oamenii nu sunt foarte implicați și că mulți nu sterilizează pisicile și le lasă să umble așa haihui și își abandonează animăluțele. Și nu știu ce a zis domnul respectiv și băiatul ăsta care se oprise să vadă despre ce e vorba, nu știu ce a zis, că te contrazic, că nu e așa, că și eu stau la casă și am un motan și că îl las să plece și se mai întoarce, mai lipsește câteodată și câte o lună și câte două luni, dar se întoarce și că nu e castrat. Și în momentul ăla m-am uitat la el și nu-mi venea să cred ce gândire, ce mentalitate. Și sunt conștientă că foarte mulți oameni, din păcate, gândesc așa, că lasă că așa le-a făcut Dumnezeu, lasă că așa e natural și că se descurcă ei. Ei bine, de asta sunt atâtea animăluțe abandonate, atâtea pisici care fac pui și se mulțesc și tot așa. Și m-am uitat la el și am zis, știi că poate pe tine nu te afectează foarte tare și te gândești că motanul tău nu are absolut nicio problemă. Dar motanul ăla se plimbă, pentru că lasă să se plimbe necastrat și se împerechează cu alte pisici, pisici care apoi fac pui, pui care nu au o soartă foarte fericită și chiar nu este o situație frumoasă. Acum nu știu dacă băiatul ăla a înțeles ceva din ce i-am zis, poate o să se gândească să sterilizeze motanul ăla și să nu-l mai lase să plece de acasă cu zilele, cu săptămânile, cu lunile, gândindu-se că motanul ăla nu are nimic, nu are absolut nicio problemă. Și pe lângă faptul că motanii sunt lăsați așa să-și facă de cap, există întotdeauna riscul ca acel motan să fie călcat de o mașină. Simplu, nu? Adică cum poți să nu te gândești la așa ceva? Dar da, asta este peste puterea mea de a înțelege și m-am enervat foarte tare. Pe de o parte mă bucuram că am găsit adoptatori pentru ochișor și în același timp m-am și enervat din cauza intervenției băiatului de la Glovo. Așadar, cel mai bine este să ne sterilizăm animăluțele, să nu le mai lăsăm să meargă să-și facă de cap, să fie plecate de acasă cu zilele, pe principiu că oricum nu se întâmplă nimic, pentru că sunt foarte multe nenorociri. Eu nu văd pisicile sau animalele în general ca pe niște animale de care să nu mă intereseze. Mă gândesc la pisici, la căței și la animăluțele astea ca fi niște suflete inocente, lipsite de apărare, care pot avea o viață bună cu implicarea oamenilor și sunt conștientă că nu toată lumea gândește așa, din păcate. Așa că mă opresc aici. Eu vă mulțumesc dacă ați ajuns până aici. Sper că v-a plăcut vlogul, că ați găsit inspirație, că v-ați relaxat. Mă bucur dacă și astăzi am fost pe ecranele voastre și ne revedem cu următorul Ligus Diary. Astăzi este duminică, miercuri sau joi. Așa că până atunci vă transmit toate gândurile bune, energie pozitivă și să aveți o săptămână liniștită și plină de optimism.